radical din 5. Cei trei termeni, în care doi sunt, sunt pătrate perfecte, sugerează ideea că am avea șanse să avem un binom la pătrat. Numai dacă au este 2 și celălalt radical din 5. Dar de 2 ori primul ori al doilea, 2 ori 2, 4 ori radical este exact. Și atunci ăsta se strânge, se aranjează de tipul 2 plus radical din 5, totul la a doua. Totul la a doua. Și am avut baftă. Așa că mă întorc și spun radical din 5, radical din 5 plus 2, totul la x, da, este egal cu cât? 2 plus radical din 5, 2 plus radical din 5, totul la a doua. De unde este că x egal cu 2 este răspunsul. Celălaltă variantă, radical din 5 plus 2, totul la x, egal cu, deci radical din 5 plus 2, totul la x este egal cu 2 plus radical din 5 la a doua, dar de fapt, pentru situația de aici, înseamnă 2 minus radical din 2 minus radical din 5, totul la a doua. Este exact binomul de mai înainte. Nu poate să spun x egal cu tot cu 2, că este o prostie. Radical 5 plus 2, 2 minus radical din 5, dar, cum astea două mulțite fac 1, înseamnă că în loc de 2 minus radical din 5, pot să spun 1 supra radical din 5 plus 2. 1 supra radical din 5 plus 2, și cum era totul la a doua, totul la a doua, zic și eu aici. Care înseamnă egal mai departe cu 1 pe ăsta. Și ăsta înseamnă radical din 5 plus 2 la minus 2. Radical din 5 plus 2 la puterea minus 2. Și în felul ăsta, iată că ăsta egal, x-ul egal cu minus 2, iar cele două mulțimi, cele două elemente, sau mulțimea de adevăr, este formată în clipa asta, pe ce înseamnă x aparține mulțimii valorilor 2 și respectiv minus 2. Terminate ghiște. Din mulțimea lor reale, am scos, așa mi-a indicat predicatul, am găsit doar două valori care transformă predicatul într-o mulțime. Deci predicatul se transformă într-o propoziție adevărată. Da? Dragilor, asta este toată povestea pe care o am eu de rezolvat. Ori de câte ori mă duc să rezolv astfel de ecuații. Cred că mai am timp, nu? Să vedem în continuare, ca să mă încadrez și să nu depășesc. În ce a constat exercițiul? Deci exercițiul acesta a fost de o frumusețe aparte și s-a bazat pe speculația că cele două numere mulțite fac unul. Așa încât am putut să scoat pe unul în funcție de celălalt. Vă amintiți aici, am arătat că produsul numerelor 2 plus radical de 5 și 2 minus radical de 5 fac 1 și de aceea a mers foarte frumos. Numerele n-au fost luate la întâmplare, dragii mei, pentru că ecuația asta T pătrat, T1, 2, T1 și T2, numerele acestea, e vorba de 9 plus 4 radical de 5 și 9 minus 4 radical de 5, pleacă tocmai de la ce? De la faptul că aici am un pătrat perfect, iar calcul algebric. Trebuie să vă spun că acolo le-am făcut pe toate. Deci calculul algebric, dacă ai mâna formată, dacă, mă rog, ai lucrat suficient de mult, ai șanse să sezizezi aici pătratul perfect. Dacă nu, știi ce aș fi făcut eu? Că eram cât pe ce să fac treaba asta. Băi, nu mai pierd timpul. Logaritmez egalitatea și îmi dădea logaritm din ăsta, supra logaritm din ăsta. Da, arată urât. Ce frumos aici, x egal cu 2 și x egal cu minus 2. Asta înseamnă că stăpânesc, nu, lucrurile. Asta trebuie să se întâmple și cu tine. Nu pierdem timpul și mai vedem câteva exerciții. Să vedem cum lucrează ele. Pe o parte care am să vi le propun, am să vi le las vouă, așa, am precedat și altă dată, știți bine. De ce? Ca și voi să lucrați și să vă dați drumul la mână. Mai ales atunci când ați priceput niște lucruri, după explicațiile acestea interesante care vi le-am dat, sigur că reușiți și voi. Iată, dacă vă dau următorul exercițiu, 7 plus minus 4 radical din 3, totul la puterea 3x, da? 3x plus 7 plus 4 radical din 3 la puterea 3x, 3x egal cu 14. Ei, aici aș bănui că x-ul trebuie să fie 1 pe 3. Știți de ce mă gândesc să fie x-ul 1 pe 3 deodată?
Dacă X ar fi 1 pe 3, s-ar duce și 4 radicale de 3 cu minus 4 radicale de 3 se termină și vin 7 și 7 fac 14. Da, poate mai are o soluție, sigur că da. 1 pe 3 am văzut eu la prima vedere. M-am gândit că 3x trebuie să fie 1. Pentru ca să scap de 4 plus radical de 3. Dar poate să mai fie încă o soluție, sigur. De aceea, ce te invit eu? Să vezi dacă cumva cele două numere înmulțite fac 1, că atunci ai o șansă foarte adevărată. Deci dacă tu te apuci și înmulțești 7 minus 4 radical din 3 pe lângă 7 plus 4 radical din 3 și vezi, face A la 2 minus B la 2, aș face 49 minus 16 ori 3 minus 48, face 1 și atunci exprim pe 7 minus 4 radical din 3 ca fiind 1 pe 7 plus 4 radical din 3, notezi pe 7 plus radical din 3 la 3 la X cu un T și ai de făcut ecuația 1 pe T plus T egal cu 14. Adică T pătrat minus 14T plus 1 egal cu 0. Și te duci acolo, găsești soluții, atenție multă, T1 și T2 când îi găsești acolo, eu cred că T1 și T2 trebuie să fie tot niște pătrate perfecte sau cuburi, cine știe, s-ar putea să fie cuburi. Și de acolo frumusețea a ieșiților. Așa că îți lași ție, îți oferă șansa să rezolvi aceste ieșiții după discuția care am avut-o, dragul meu, și să ai și tu bucuria unei astfel de ieșiții. Continuăm cu un altul. Hai să vedem așa cum ar fi următorul. Să zicem, radical din C4, poate cred că pe ăsta să-l și lucrăm, radical din C4 din 3, 3 minus 2 radical din 2, totul la X, totul la X, da, totul la X, plus radical din C4 din 3 plus 2 radical din 2, 3 plus 2 radical din 2, totul la X, așa, este egal cu 5 pe 5 supra 2. 5 ori 2 la minus 1. 5 pe 2. Am priceput mai ce vreau să spun. Ei, hai să vedem aici cum lucrăm. Așa este predicatul. Sigur că am încercat să-l grupăm în aceeași idee, tot pe același model. Sper să și reușim să-l încadrăm așa, dar sigur, după ce umblăm acum. Dacă aceste două numere, dar n-am aranjat. Nu, n-am aranjat cum trebuie, nu-mi place. Nu seamănă cu ăsta așa de frumos, foarte interesant. Nimic, ne descurcăm și iată cum facem. Un radical, radical în C. Asta este, radical în C din A la M. Se scrie ca fiind A la puterea, M pe M. Asta voi face. Și atunci, așa se poate scrie așa, 3 minus 2 radical din 2, totul la puterea x pe 4, plus 3 plus 2 radical din 2, la puterea x pe 4, egal cu 5 pe 2. Dragul meu, cred că am și reușit de acum la ieșiță, este în mâna noastră, pentru că numai dacă mulțite astea fac, cât să facă? 1. Ia să vedem. 3 minus 2 radical face 9, minus 4 ori 2, 8. Face 1, merge ca și înainte, te las pe tine să guști din frumusețea ieșiților. Nu, mi s-o păr mie ca filmul interesant, dar n-a fost așa să fie deosebit de frumos. Merg mai departe și mai găsim. Trebuie să mai găsim niște ieșiții frumoase. Nu, nici nu încerc să mă duc foarte tare pe cât mai sus, pentru că nu asta este obiectivul. E să vedem. Dacă le iau pe ăsta, radical din 6 plus radical din 5, radical din 6 plus radical din 5, totul la puterea x pătrat minus x plus 1, x pătrat minus x plus 1, plus radical din 6 minus radical din 5, radical din 6 minus radical din 5, totul la puterea x pătrat minus x minus 1, așa, este egal mai departe, să vedem cu cine, egal cu, zice ieșițiu, egal cu 2 supra, egal cu 2 supra, radical din 6 minus radical din 5. Radical din 6 minus radical din 5. Asta ar trebui să încercăm să rezolvăm. Să vedem ce idee avem aici.
Pentru moment mă interesează dacă astea două mulțite face unul, nu? Ca să mă duc pe modelul înainte. Și dacă le mulțim bine 6 la a doua, radical 6 la a doua, minus radical 5 la a doua, face 1. 6 minus 5 face 1. Bună treaba. Înseamnă că pe ăsta îl pot scrie așa. Și am radical din 6 plus radical din 5, totul la puterea x pătrat minus x plus 1, plus 1 supra radical din 6 plus radical din 5 la puterea x pătrat minus x minus 1, egal cu 2 supra radical din 6 plus radical din 5. Am minus radical din 5. Am mărit cumva ritmul. Hai să vedem ce am făcut aici. Deci pe ăsta am lăsat așa. Iar fiindcă radicalul 6 minus radicalul 5 mulțit cu ăsta face 1. În locul lui am zis 1 supra. Fiindcă produsul lor a făcut 1. Și atunci 1 la putere la x pătrat minus x plus 1 minus 1 face 1. Și coace a rămas așa. Acum, vedeți? Eu încerc să mă apropii de aceeași formă. Am baza, dar aici x pătrat minus x plus 1. Aici x pătrat minus x minus 1. Încerc într-un fel să scriu pe unul din ei funcție de celălalt. X pătrat minus x este și aici să zic minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2 face, ca și mai înainte, cât face plus 1. Și acum, dacă notez pe ăsta cu t, x pătrat minus x minus 1 cu t, deci notez x pătrat minus x minus 1 egal cu t, apare următorul lucru. Radical din 6 plus radical din 5, totul la puterea t plus 2, plus 1 supra radical din 6 plus radical din 5 la puterea t, atâta este t, pentru că x pătrat minus x plus 1, minus 1 egal cu t, egal cu 2 supra radical din 6 minus radical din 5. Echivalentul. Ei, de unde provine adunarea exponenților? Provine de la o mulțire, nu? Mulțirea a două puteri, cu aceeași bază. Atunci zic aici, radical din 6 plus radical din 5, totul la t, ori radical din 6 plus radical din 5, la a doua, plus 1 supra radical din 6 plus radical din 5, totul la t, egal cu 2 supra radical din 6 minus radical din 5. E gata, mă descurc. Sigur că am să încerc să văd exact ce se întâmplă aici. Văd aici, notez pe ăsta cu un V ca să am același lucru și atunci echivalent, predicatul ăsta va trece într-un variabil la V și voi avea radical din 5 plus radical din 6 la a doua, radical din 5 plus radical din 6 la puterea a doua, ori T, așa, ori V, că așa am notat, așa am zis că notez pe ăsta cu un, pe ăsta așa, cu un V, ori V, plus 1 supra V este egal cu 2 supra. Fracționizează acolo. Bine. Poftim? Fracționizăm. Îndată. Da, o să și raționalizez acum ca să așeze parcă într-un mai plăcut ochiului și poate chiar interesant asta. Deci 2 pe lângă radical din 6 plus radical din 5, radical din 6 plus radical din 5 supra cât rămas aici, 6 minus 5, 1. Corect. Și atunci, iată exercițiul cum se așează. Aduc la aceeași numitor și apare aici, când înmulțim, vine radical din 5 plus radical din 6 la pătrat ori V pătrat minus 2 radical din 6 plus radical din 5, 2 pe lângă, radical 6 din 5 ori Z, plus 1, egal cu 0. Dragilor,
nu-i greu de văzut, încă aici se mai poate întâmpla ceva, fiind la a doua fiecare. Pot să notez totul la a doua, adică radical din 5 plus radical din 6, V, pe lângă V, totul la a doua, minus 2, 2 pe lângă radical din 6 plus radical din 5 ori V și plus 1 egal cu 0. Haideți să privim cu atenție, calculul algebric își face din nou simțită prezenta, deci ceva la pătrat. Ceva la pătrat aici, da? Ceva la pătrat. De două ori ăsta, de două ori ăsta, înmulțit cu 1 pe 1 îl pot vedea ca, ca ceva la a doua. Și am trei termeni în care două sunt pătrate și este telefonată ideea ca și șansă pe care o am să fie aici un binom la pătrat. Binomul diferență. Adică să fie radical din 5 plus radical din 6 ori de minus 1, totul la pătrat. Este cel ăsta la pătrat, de două ori ăsta și plus 1. Așa încât voi avea repede de rezolvat predicatul în V, și anume, am să notez, am să șterg aici, predicatul în V este acesta, radical din 5 plus radical din 6 ori V minus 1, totul la pătrat, egal cu 0. Ei, ceva la pătrat egal cu 0, numai dacă aici este 0. Deci de aici rezultă că echivalent cu cine? Cu radical din 5 plus radical din 6, totul ori V, egal cu 1. Adică, de aici pot să scot pe V, îmi iese că V va fi egal, V va fi egal cu 1 supra radical din 5 plus radical din 6. Care înseamnă, în final, prin raționalizare, radical din 6 minus radical din 5. Înmulțit cu conjugata, asta îmi este V-ul. Dar cine a fost V-ul în notația făcută? Nu mai amintesc așa foarte bine. V-ul este radical din 6 plus radical din 5 la puterea T. Deci, radical din 6 plus radical din 5, totul la T. Totul la puterea T este egal cu radical din 6, cu V-ul ăsta care am găsit, radical din 6 minus radical din 5, care înseamnă, de fapt, 1 supra radical din 6 plus radical din 5 la puterea întâia. O să spun. Și atunci, ăsta înseamnă radical din 6 plus radical din 5 la minus 1. Da? Că așa se trece de jos. Radical din 6 plus radical din 5, totul la puterea minus 1. Și iată, dragilor, că am reușit performanța asta. Baza la T egal cu, datorită bijectivității funcției, echivalent poate spune că T egal cu minus 1. Și am găsit pe T. Asta era valabil pentru predicatul acela în variabila T. Însă T-ul cine a fost? T-ul a fost notat X pătrat minus X minus 1 egal cu T. Deci am acum echivalent cu următorul lucru, X pătrat minus X minus 1 egal cu T-ul pe care l-am găsit, adică egal cu minus 1, care conduce, care va însemna X pătrat minus X plus minus 1 se duce, egal cu 0. Și de aici am cele două variante, X1 egal cu 0 și X2 egal cu 1. Iată că predicatul acesta a fost destul de interesant. Mai interesant decât cele de până acum, pentru că jocul pe care l-am făcut aici a fost acela de, mă rog, să vedeți, voi aveți în film acum totul, puteți da înapoi. Asta este superb. Deci, dragilor, eu, pagina la mine a dispărut, am șters odată, de două ori până acum, dar voi puteți da înapoi și vedeți odată, de două ori, până când înțelegeți exercițiul. Deci, perform, șanse imense aveți. Deci, șanse imense și șanse egale, pentru că și tu din Constanța, și tu din Cluj, și tu de oriunde te afla, poți să pui mâna pe pachetul de video și ai reușești să intre în șanse egale, da? Asta, asta este sigur. Și acum mergem mai departe și să vedem alte tipuri, alte modele de chestii. Vedeți? Chiar așa. Numai că eu nu sunt într-o tot
Deci am și să sar peste unele greșiții. Nu sunt de acord să învățăm modele. Că dacă învățăm tipare, încercăm să nu facem altceva decât să uităm la greșiții, se cadrează în tiparul, dar nu se cadrează. Ăsta, de fapt, a ascuns tot o ecuație de gradul 2 în final, după substituțiile cele, toate chestiile cele. Autorul tot de acolo a plecat, numai că le-a compus de vă două, trei ori cu niște substituții așa și ieși doi, ieși doi, părea să fie mai greu de condus, de rezolvat. Iată să încercăm un altul. Așa. Ia să facem existul ăsta. 2 la x plus 3 la x egal cu 5 la x. Aici. Hai că acum asta chiar nu mai știu ce să zic. Că nu se cadrează nimic aproape de modele. Deci în clipa asta mă aflu într-o situație delicată. Că eu eram învățat să fie 2 la x, 3 la x, dar să apară 4 la x, 9 la x, 6 la x acolo ca să mă duc. Dar așa ceva nu. Nu. Așa ceva nu îi spare deloc la îndemână. Și totuși trebuie să-l fac. Dacă x ar fi 1, merge. X egal cu 1 face. 2 și cu 3 fac 5. Dar de unde știu că numai asta e? Dragilor, predicatul ăsta P de X, ca orice predicat, nu a fost corect, dar suficient, trebuie să spun X aparține lui el. Deci, din mulțimea numărului reale, trebuie să caut eu toate valorile care transformă predicatul ăsta în mulțimea adevărată, în propoziția adevărată. Păi, una am găsit-o, dar nu le fi și altele. Aici e problema. Unicitatea. Adică dacă aș putea spune așa, dacă aș lua X mai mare ca unul mulți buni, dacă X, de unde să fac eu? Deci, pe unul l-am găsit, am arătat că există măcar una. Și dacă niciun X mai mare ca unul nu-i bun, niciun X mai mic ca unul nu-i bun, înseamnă că X egal cu unul ar fi o idee. Da. Dar cum? Dacă îi luăm X mai mare ca 1, să se întâmple ca partea asta să fie mai mare decât cealaltă. Dacă nu poți dovedi, nu ți-e la îndemână. Da. Și totuși trebuie să o facem. Nu? O facem. Dacă aș fi inspirat să aranjez altfel predicatul ăsta într-o formă echivalentă din punct de vedere al mulțimii de adevăr, că se conserve, ia să încercăm. Aș putea să împart prin 5 la X? Ce părere avem? Cred că da. Prin împărțire, fiindcă asta e diferit de 0, nu pierd nimic. Și atunci, mulțimea de adevăr se păstrează, se conservă. Deci vine 2 la x supra, poți să scrii 2 pe 5 totul la x plus 3 pe 5 totul la x, așa, egal cu 1. Pare a fi mai frumoasă. Dar pentru mine nu chiar încântat sunt aici. Să fie mai frumoasă, mai frumoasă era aici. Dar nu mai sunt 3 exponențiale, nu mai sunt 2 la x, 3 la x și 5 la x. Acum numai 2. Și ce se sesizez? Că atât prima bază e subunitară și cea de-a doua tot subunitară. Ce ar fi, dragilor, să ne amintim de funcția exponențială cu bază subunitară? Ce știți despre funcția exponențială cu bază subunitară? Funcție cu bază subunitară este o funcție descrescătoare, parcă am stabilit împreună, așa, în momentul în care am vorbit despre cele două funcții, funcția directă și inversă, exponențială și logaritmică, în capitolul acela, am arătat foarte clar că funcția f de x egal cu a la x, sigur, a mai mare ca 0, a diferit de 1, dacă a, deci 1, dacă a mai mare ca 1, baza e supraunitară, din x1 mai mic ca x2, reiese că a la x1 e mai mic decât a la x2 și datorită bijectivității merge și înapoi, deci e limpede, iar dacă a 2, dacă a aparține lui 0, 1 subunitar, din x1 mai mic ca x2, reiese că a la x1 este mai mare decât a la x2.
Ei, asta este povestea. Și noi la noi au, în cazul nostru, 2/5. Deci, cum 2/5 este un număr între 0 și 1 subunitar, pot să spun că, dacă mă gândesc că presupunem că există un x1, că așa față de 1 mă gândeam eu să iau comparația, presupunem că există un x1 mai mic ca 1, soluție. Păi dacă e soluție x1, ar trebui să se întâmple așa. 2/5 la x1 plus 3/5 la x2 să-mi facă 1. Că de-aia ai spus, presupun că ar exista x1 mai mic ca 1 soluție. Însă, cum aici x1 mai mic decât 1, rezultă din asta, deci rezultă din faptul că x1 mai mic ca 1, că 2/5 la x1 este mai, se păstrează sau schimbă sensul? Mai mare, că este subunitară. E 2/5, am vorbit aici. Mai mare decât 2/5 la 1. Da? Și 3/5 la x1 este mai mare decât 3/5 la a 1. Adunându-le pe membru cu membru, apare că 2/5 la x1 plus 3/5 la x2 la x1 e mai mare decât 2/5 plus 3/5 decât 1. Dar fiindcă am spus că e soluții, asta face 1. Și atunci asta este echivalentul cu a spune că 1 e strict mai mare ca 1. Fals! Da? Fals. Nu se poate așa ceva. Eu sunt trăznaie. Păi ca să nu mai dau eu peste trăznaia asta, să nu se mai întâmple așa ceva, înseamnă că să nu mai îndrăznesc să mă gândesc la x1 mai mic ca 1 soluții. Deci nu există x1 mai mic ca 1 soluție. Deci mai mic ca 1 nu e bun. Dacă încerc o altă soluție mai mare decât 2, decât un x2 mai mare decât 1, deci presupun, mai mici, niciuna nu e bună. Asta e clar, nu? Am clarificat-o. Se presupune că ar exista x2 mai mare decât. Deci presupunem că există, presupunem, mai am încă ceva, că ar exista o altă soluție, x2, mai mare ca o soluție. Atunci, dacă e soluție x2 asta, e soluție, ea trebuie să verifice și apare 2/5 la x2 plus 2/5 plus 3/5 la x2 e calcul. De-aia e soluție. Nu? Verifică. Transformă predicatul, înlocuim pe x-ul respectiv cu x2, predicatul în propoziție adevărată. Da, da, noi știm că x2 ăsta e mai mare ca 1. Din chestia asta rezultă că 2/5 la x2 este, comparativ cu 2/5 la 1, mai mic, dragilor, că schimbă sensul, că 2/5 subunitară. Mai mic decât 2/5 la cât? La x, la 1. 3/5 la x2 e mai mic decât 3/5 la 1. Când le adunăm din astea două, rezultă că 2/5 la x2 plus 2/5 și plus 3/5 la x2 este mai mic decât 2/5 plus 3/5 face 1. Adică 1, asta făcea 1 și mă conduce la o situație tâmpită, aiurea, 1 mai mic strict decât 1, fals. De ce am ajuns eu în așa contradicții? De ce am ajuns la acest lucru? Pentru că am îndrăznit să zic, să cred că există un x2 mai mic ca un x2 mai mare ca o soluție. Concluzia că nu există x2 mai mare ca 1 soluție. Și acum